adult imatur, e un copil prins în corpul unui bărbat care încă e băiat. Nu știu. Și asta mi-a permis să mă duc, nu știu, în copilărie, în anumite faze din adolescență, în anumite zone ale personalității mele, zone care încă există, dar rare ori le scot la suprafață, poate se întâmplă în cadru intim, personal, dar având în vedere puterea unui scenariu de genul, îmi permite să scot la iveală multe trăsături pe care poate le-am mai ținut sub control, pentru că na, creștem, evoluăm și nu avem neapărat șansa să scoatem la iveală toate nebunile pe care le avem în cap. Așadar, Vladi, e șansa mea optimă să fac treaba asta. De regulă la casting e un anumit tip de emoție. E dorința de a lua rolul combinat cu, nu știu, emoția neprevăzutului. Eu mă gândesc că de fiecare dată la un casting s-ar putea să fie prima și ultima dată când mă întâlnesc cu personajul și așa că e singura mea șansă să dau tot cea mai bun, că e posibil să nu mă mai întâlnesc cu personajul pentru care dau proba vreodată. Din fericire, la acest casting a funcționat totul conform planului și m-am bucurat când am aflat că am luat proba, pentru că Vlad e un personaj așa foarte colorat și îmi permite să mă duc în multe zone. Și abia așteptam să intrăm așa în poveste ca să încep să-l dezvolt. Eu mereu am iubit comedia. Când eram mic vreau să fac stand-up comedy, acum am ajuns și am și făcut, mă rog, de-a lungul timpului, într-o formă sau alta, combinată și cu rapul la un moment dat. Acum sunt actor angajat al teatrului de comedie, joc într-o comedie românească, într-un serial atipic, ceea ce mă încântă foarte tare. Probabil că e o zonă pe care am exploatat-o mai mult, dar la fel de tare mă intrigă și partea cealaltă, dramatică, serioasă și așa mai departe. Mi s-a părut un băiat foarte simpatic personajul meu, Vladi. Pe cât de leneș și cu capul în nori e, pe atât de simpatic. Adică mi-am dat seama destul de repede cam ce trăsături ale personalității lui pot fi accesate, așa că să îi dau o dinamică anume. Munca nu există în vocabularul lui Vladi. Asta e ceva neortodox pentru el. E ceva la care trebuie aruncat cu tămâie. Fuserit, evitat? Fuserit, evitat sau îmbrățișat în momentul în care are ceva de câștigat din asta. Doar la nivel de suprafață, că merge la muncă, dar merge pentru cu totul alte scopuri, nu să muncească efectiv. O particularitate esențială în ceea ce îl privește pe Vladi e că prin natura scenariului ajunge să joace el mai multe personaje. Adică e în multe situații în care completează cu mămica lui să facă tot felul de acțiuni și asta îl determină să îmbrace diferite outfituri, să își creeze alte tipologii de personaj ca să treacă prin situațiile propuse și atunci devine un personaj care joacă alte personaje și asta pentru un actor e cu atât mai incitant din punctul meu de vedere. Să joc un personaj care joacă alte personaje, ca și cum Vladi vrea și el să fie un mic actor și undeva în spatele minții cred că e și o dorință de asta. Maica a fost actriță și probabil e ceva la nivel genetic. E minunat să ai colegi talentați și deschiși, știi, și care, dincolo de actori talentați, să fie și oameni faini. Eu țin mult la chestia asta, să fii și un om de calitate. Și atunci când ai și oameni de calitate care sunt și profesioniști, cerul e limita pentru tot ce poți să faci. Și improvizația e la ea acasă. Adică luăm ca atare scenariul, ajungem la repetiții, mai propunem o chestie, două și probabil până ajungem să filmăm devine cu totul altceva, dar în intenții și în anumite nuanțe, nu că schimbăm scenariul propriu-zis. Și asta e super tare, adică venim cu altfel de aplomb. Principala calitate a lui Vladi, care îmi place mie cel mai mult așa overall, e că a păstrat copilul ăla și nu o să renunțe prea curând la el și îmi place asta, că îi dă o libertate totală în a acționa în viață, așa uneori ca vodă prin lobodă, dar
uneori e amuzant. Cred că cel mai mare defect e faptul că e superficial. Super superficial. Super mega extra giga superficial. Poate nu atât de superficial, dar faptul că a fost crescut în puf i-a oferit libertatea asta să vadă viața ca pe o joacă și atunci totul nu se cuvine, totul e, nu prea are griji. Sau dacă are, sunt de altă factură, n-au legătură cu realitatea imediată cu care ne confruntăm noi toți ca oameni. Pentru el e ceva, da, greutate. O vorbesc cu mami, o rezolvă mami sau tati, mă rog, e și el pe filmele lui. Vlad e băiatul mami, e mami's boy. Dacă e de ceva, maică sa, sunt sigur că a rezolvat tot ce a avut el vreodată de rezolvat în viață. Dacă ar avea de la mine maturitatea pe care o am eu, nu ar mai fi Vladi și atunci ar fi nici măcar Vlăduț. Ar fi total alt cineva. Sau poate că evoluează și prinde un pic de maturitate mai încolo. Habar n-am. Ceva îmi spune că se poate întâmpla o treabă de asta în evoluția personajului, dar momentan nu am dat de ea, așteptăm. Cu siguranță, dacă nu a surprins lumea până acum, cu siguranță o va face. Mi se pare că un personaj cameleonic care îmbrățișează ideea asta de neprevăzut și de suspans și de imprevizibil. Ceea ce e foarte tare. Doar că uneori nu sunt folosite aturile astea pentru cele mai nobile scopuri și atunci nu știu cât mai ține lumea cu el. Dar e o figură simpatică și atunci merită să-i dai o șansă. Mi se pare că Vlad are sentimente mixte față de Florentina. Adică e o relație care a început pe fonduri materiale, mai ales și în tot complotul lor de a câștiga marea moștenire. Dar cine știe cum o să evolueze. Momentan mi se pare că e cam teamă să o supere pe Florentina. Poate să fie mâncat de viu. Poate nu trebuie să dau prea mult din casă, dar Florentina e o fire vulcanică și la fel de imprevizibilă și poate să fie simpatică în genere cu oameni, știi? Dar cred că are nevoie de un singur moment în care să o calci pe coadă și atunci o să apară altcineva pe care nu îl recunoști și nici nu cred că o să mai vezi vreodată. Pentru că rămâi fără viață dacă o super pe Florentina și atunci Vladi se poartă așa cu mânuși, dar stilul ăsta nu prea vine mânușă. Oana e super tare, mă bucur tare că lucrez cu Oana. Noi suntem colegi la teatru, jucăm în spectacole împreună, ne știm încă din facultate de peste 10 ani și e tare că ne-am descoperit așa și ne sprijinim unul pe celălalt în relația noastră de colegialitate și nu numai. Suntem aici unul pentru celălalt. Cred că e foarte important să ai alături un partener de încredere cu care eventual să fi dezvoltat și un anumit tip de chimie. Sigur, suntem actori și nu știu, jucăm situații, dar din punctul meu de vedere, pe cât încerci să joci mai mult, pe atât e mai puțin credibil și atunci ideea e să nu joci. Dacă se poate naște ceva la nivel emoțional, personal, ca relație, ca legătură, e cu atât mai frumos, că nu trebuie să joci nimic. Acum ține și de timp, de răbdare, să se construiască un anumit tip de legătură dacă nu, actorii nu se cunosc între ei. De, din fericire, în cazul meu și al Anei, ne știm și jucăm împreună, deja am început să ne cunoaștem și în urma repetițiilor de la teatru și la spectacolului, acum și repetițiile de aici, ne filmăm și ne înțelegem, mi se pare așa, la un nivel subliminal. Nu trebuie să dezvoltăm prea mult sau să vorbim prea mult despre nu știu ce subiect. Mi se pare că deja ne înțelegem aproape din priviri la unele chestiuni și asta e minunat. În relația cu Anca mă văd așa cum eram eu în relație cu mama când eram mai mic, adică eram răsfățat, să zic. Dar nu neapărat mami's boy, cât ăla care așa trebuie să se întâmple ca mine, că vreau, da, mama are grijă. Și cu Claudiu e super tare, l-am cunoscut înainte pe Claudiu Bleonț și am mai stat așa de vorbă în niște circunstanțe, ne-am și petrecut la un moment dat, ceea ce a fost super tare. Și acum că-l joacă pe taică-miu e, nu știu, chiar deam cu el la un moment dat că na, ai mei sunt divorțați și am crescut cumva fără tată și atunci zic, bă, măcar în actorie să joc și eu cam un tată. Dar nu știu de unde să-mi iau reperele, că nu le am, nu știu ce să aduc din viața personală aici, că nu prea a fost. Personajul meu a trebuit să treacă prin mai multe personaje și nu știu exact când se difuzează, când suntem azi, acum aici, ca să dau mai multe detalii, așa că o să evit să fac asta și o să invit telespectatorii să urmărească această evoluție a lui Vladi în partiturile actoricești care îi se prezintă în serial.
ca să vedeți de la sine cu ce provocări m-am confruntat în ceea ce privește un Vladi care interpretează niște personaje cu care nu prea am avut treabă. Sau poate am vrut să am treabă, dar nu credeam că o să ajung să le joc în felul ăsta. Dar au fost provocări plăcute, adică la început eram ok, ce demență, dar demență is my middle name, așa că hai să facem treabă. Și a fost super tare. Dar nu vreau să dau mai mult din casă, că o să fie evident când o să iasă episoadele pe post și... Aha, asta e nebunia despre care vorbea. Da, una din ele.